Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la ale... nu e la alegere, nu, e chiar pentru gemeni. Dar alegeți eventual mesajele pe care le veți auzi, selectați-le cu bine, cu grijă și vedeți cum se integrează în viața voastră, că în fiecare etalare aveți ceva care trebuie să rezoneze cu voi, altfel n-ați fi aici. Mesajele importante pe care le-ați primit sunt... Lăsați să se ducă, lăsați în urmă ceva, lăsați să se ducă, sau mai bine zis, stați deoparte de o anumită situație, asta ca să se rezolve de la sine. Evident că nu manifestăm legile lui Murphy, situația de la sine nu se va rezolva, tot universul o va rezolva într-un anume fel, potrivit pentru destinul vostru, însă cu cât vă implicați mai puțin, cu atât consumați mai puțină energie și vă deblocați de acele gânduri pe care, na, toți le avem când rămânem fixați într-o anumită idee. Let Go mi-aduce aminte de casa 8-a Scorpionului, în care trebuie să lăsăm lucrurile să se ducă așa, într-o așa zisă lipsă de direcție, sau mai bine zis, să lăsăm lucrurile să se așeze de la sine fără să le mai controlăm noi, nici măcar mental, că vorbim totuși cu un semn de aer, da? Se pare că într-adevăr v-ați blocat mental, au vrut să se arate în timp ce am amestecat cărțile, v-ați blocat mental într-o situație. Ați fost blocați și, de fapt, nu v-a blocat nimeni. Vă blocați voi, vă gândiți obsedat la ceva. Și, din cauza asta, unii dintre voi ați devenit cam pesimiști. Simțiți că totul este atât de greu de manifestat încât devine imposibil, dar totul este o percepție. Aveți la capătul setului de cărți muzica. Poate unii dintre voi faceți muzică? Nu vorbesc doar cu semnele, cu cei cu care aveți soare, puteți să aveți și lună, puteți să aveți și Venus, mai ales Venus în gemeni, puteți să aveți ascendent în gemeni. Poate că unii dintre voi faceți muzică și dacă nu faceți muzică, ar fi bine să ascultați mai multă muzică în această perioadă, tocmai ca să puteți lăsați în urmă ceva. Concentrați-vă pe oamenii care vă sunt fideli, chiar dacă par opțiuni mai mici, și mai puțin pe idealuri. Idealurile se vor manifesta în felul lor și mai degrabă prin muzică, prin scriere. Unii dintre voi ar trebui să scrieți, mai ales că sunteți gemeni marcați de Mercur, mai ales în această perioadă a lui Mercur retrograd. Scrieți pentru că e o perioadă bună pentru a revizui niște proiecte sau a crea ceva special. Încercați să deveniți autorii vieții voastre și, dacă nu e vorba de autorii vieții voastre, autorii unui roman, a unei poezii, a unei melodii, creați ceva special, pentru că aveți această forță, mai ales știți bine că artiștii, poeții, cântăreții, pictorii, au o forță de inspirație parcă un pic altfel în momentele în care sunt triști sau momentele în care triști ca aici sau momentele în care nu-și găsesc direcția sau trebuie să se reorienteze, cum se zice, lăsați în urmă ceva, să vă reorientați atenția într-o direcție care vă puteți descoperi pe voi altfel. După 8 de spade, după acest blocaj mental, dacă ascultați muzică, scrieți, vorbiți cu îngerii, aveți grijă la nutriție, la sănătatea voastră, puteți să vă recăpătați, să zic, încrederea în voi. Deveniți independenți într-o anumită formă. Poate chiar sunteți căsătoriți și nu aveți cum să fiți independenți dintr-un punct de vedere. Dar din punct de vedere al creațiilor, monedele astea sunt creații, creațiile voastre, deveniți altfel. Manifestați Venus și manifestați iubirea prin melodiile, poeziile pe care le creați. Pictură, whatever,
ce faceți voi. Și uite așa, încet, încet, ajunge să aveți o altă viziune și să aveți mintea clară și să înțelegeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă și să ieșiți din acest blocaj mental. Venus este o planetă a frumuseții și cred că în mâinile voastre, că sunteți gemeni marcați de mâini și de Mercur, în mâinile voastre, că e instrument, că este peniță, că este pensulă, acest Venus poate să devină inspirație pentru ceilalți după ce eventual v-ați pierdut voi inspirația sau speranța într-o situație. La capătul setului de cărți văd că sunteți îndrăgostiți sau sunteți voi îndrăgostiți. De ce nu? Pentru că aveți o suferință care trebuie consumată prin artă. Voi îndrăgostiți eventual în secret. Poate că aveți o teamă cum să manifestați o fericire specială pe care o vedeți cu cineva. Vă doriți o relație de lungă durată cu cineva față de care aveți multă pasiune, o atracție. Cineva vă atrage într-un mod special. Și nu doar că vă atrage fizic, dar vă creează și multe emoții. Vă doriți această relație, vă doriți un nou început, vă doriți să le oferiți ceva sau măcar să-i sunați. Să-i sunați, să-i studiați. Și totuși aveți acest blocaj mental, cum să faceți? Din niște considerente. Poate că lor le este frică, poate sunt niște confuzii, poate că nu înțelegeți niște lucruri. Sunt mulți de poate, pentru că o carte înseamnă foarte mult și pentru că o etalare este generală și colectivă. În plus, simt că unii dintre voi trebuie să alegeți în secret. Poate că ați ales în secret. Să studiați sau să dezvoltați ceva cu un personaj pe care îl vedeți ca pe un vis ce se manifestă în realitatea voastră. Simt că unii dintre voi vreți să studiați eventual pe cineva cu marcaj puternic, marcaj, nu zic musese, marcaj puternic în semn de apă. Și dacă nu e vorba de acest lucru, pentru că sunt multe opțiuni când citim o carte, bine ar fi să studiați cum să manifestați acest nouă decupe, această satisfacție emoțională interioară poate să vină chiar în plină confuzie emoțională și mentală. Poate să vină în momentul în care studiați artă, așa, cum puteți, că e un valet, da? La un moment dat veți ajunge la o maestrie specială, la un moment dat, dacă rămâneți pe calea asta. Dar dacă studiați muzica, ascultați măcar versurile, sunetul. Repet, poezie, cărți, vorbiți cu îngerii, studiați ceva special. Ceva ce ține de emoții, ceva ce vă poate aduce speranțe, ei, mergând pe acest lucru, reușiți să vă găsiți o satisfacție interioară care vă va ajuta să vă îndepărtați, măcar pentru o perioadă, de o situație destul de dificilă, cel puțin din perspectiva voastră. Și dacă nu-i doar din perspectiva voastră, poate într-adevăr să fie o situație real dificilă și cu cât vă gândiți mai mult, cu atât nu rezolvați nimic. Pentru că lucrurile se rezolvă, sau lucrurile nu depind doar de voi, depind și de multe alte sau mulți alții. Ia uite, trebuie să comunicați ceva, vreți să oferiți ceva cuiva?
Gemeni. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Gemeni. Februarie 2021. Trecut. Doi de spade, patru de monede. Regina de cupe. Frumusețea asta lângă cărți atât de gri. Îmi place regina de cupe. În prezent aveți asul de bâte, valetul de monede, și regele de spade. Ați putea fi voi sau un alt semn de aer. În viitor, doi de monede, doi de bâte și valetul de spade. Chiar vreți să comunicați cu cineva. Măi. În fine. Deci în trecut. Este o situație secretă în trecut, care se simte până în prezent, evident. Mai există un semn de apă sau cineva care va atinge luna. E luna, luna asta misterioasă, luna asta plină care e și acum. Dar trecând peste luna asta plină, ați vrut la un moment dat să discutați, să înțelegeți măcar un mister pe care îl simțiți față de cineva. Dar până să înțelegeți, există o persoană specială pentru cineva, pentru anumiți gemeni, nu pentru toți gemenii, evident. Există un personaj care are har. Are har. Cu temperanța și soarele. Poate are marcaj în soare și în leu și în săgetător. Marcaj. Poate să aibă nodul nord în săgetător și să aibă o misiune de vindecător. Sau de om care inspiră. Există un om în viața voastră care e învăluit de mister și cu care ați fi vrut să discutați ceva, să manifestați ceva, asul de spade, o victorie, ceva. Să începeți o nouă cale cu acest personaj. Și poate să însemne și o prietenie, poate să însemne și o colaborare. Acest personaj, uitați, cu soarele în spate și temperanța, vă inspiră. Dar eu simt că este un personaj care totuși creează un soi de confuzie. Voi vreți victorie, vreți să înțelegeți niște lucruri și nu le puteți înțelege, sunt chestii foarte subtile, energetice, care vin, interesant, dintr-o altă viață. Pentru că luna pentru mine înseamnă vibrații din alte vieți. E casa patra, casa racului, a vieților anterioare, a genealogiei, chiar dacă nu sunt membri de familie. Și acest personaj v-a dat, să zic, încredere, oarecum speranță. Pe când experimentați niște relații grele, relații glaciare cu cineva, sau poate chiar probleme financiare,
Acest personaj v-a fost alături, am zis, a fost inspirație pentru voi, acest personaj. Deși, în paralel, mai aveați pe cineva. Nu neapărat că erați pe două planuri, poate. Poate că unii erați căsătoriți și cineva vă inspiră în afara căsătoriei. Poate aveți probleme financiare și cineva vă dă această forță să rezistați. Acest personaj, iar văd, cum am văzut la temperanță și la soare, văd în această justiție și marea preoteasă și puterea un personaj spiritual de o forță excepțională care vă echilibrează, pe care îi vedeți ca pe o justiție divină în viața voastră. Posibil pentru unii i-ați întâlnit la locul de muncă. Și dacă nu i-ați întâlnit la locul de muncă, vă doriți să creați ceva împreună cu ei. De-aia zic să creați artă sau vă inspiră să creați artă, că tot a apărut muzică, aici cineva sculptează, am vorbit muzică, pictură, poezie, cineva vă inspiră. Știu că aș putea să citesc cărțile altfel, dar așa am simțit acum nevoia. Este un personaj puternic și totuși subtil și delicat. Sau delicată. Pentru unii, nu știu pentru cine vorbesc, dar vorbesc pentru unii gemeni sau gemenuțe. Posibil acest personaj să apară acum în trecut sub forma reginei de cupe. Un personaj care are puterea să vindece sau să vă vindece pe voi într-un anume fel. Și totuși apar niște blocaje și niște rețineri. Pentru unii poate chiar un semn de apă să aibă o reținere din niște motive care pot să nu țină de voi. Pe de altă parte, voi țineți la acest personaj, semn de apă sau persoană care vă emoționează. Să țineți foarte mult la ei. Da? Patru de monede și regina de cupe. Și totuși trebuie să alegeți între acest personaj și, eventual, unii dintre voi trebuie să alegeți între acest personaj special și un alt personaj care este rigid. Sau dacă nu-i personaj, sunt niște tradiții, relații karmice, situații financiare care vă stresează, nu vă permit să vă manifestați creativ. Poate chiar un personaj care vă controlează sau este rigid. Oricine poate fi, la locul de muncă, în familie, în dragoste, oricine. Și a trebuit să decideți pe cine alegeți, către cine mergeți. Există și varianta asta. Și cred că ați ales să mergeți către persoana la care țineți, pentru că patru de monede înseamnă foarte multe. Către ați ales să țineți la această regină de cupe, așa cum țineți de acest cățeluș. Țineți la ceva drăgălaș, țineți la un ideal și totuși sfatul este să lăsați un pic acest ideal, e o dragoste, pentru că am văzut și îndrăgostiții și regina de cupe înseamnă dragoste. Printre multe altele. Țineți la acest personaj, dar trebuie să lăsați un pic ca lucrurile să se așeze de la sine sau să lucreze divinitatea în favoarea voastră. Și dacă nu e în favoarea voastră, faceți așa cum fac și eu. Cum fac eu de câțiva ani de zile, se mai întâmplă să mă îndrăgostesc și eu, da? Și povestea să nu meargă bine sau personajul respectiv să nu trateze dragostea așa cum mi-aș dori eu să o trateze. Și ca să nu rămână povestea nemanifestată într-un fel, eu personal mi-o pun pe hârtie, în ce sens, desenez ceva. Am făcut expoziții, cred că vreo 5 expoziții, cu o serie de lucrări inspirate din acea dragoste. Din acea poveste de dragoste. Și voi puteți să faceți muzică, poezie, expoziții, da? Că tot am văzut da, pe cineva care sculptează, pictează, creați ceva frumos din această iubire.
care ar putea să aibă doar acest rol de a vă inspira, de a vă alina, rămâne de văzut dacă se va manifesta ceva mai mult. În prezent, aveți această inspirație, așa văd asul de bâte. Văd ca pe o inspirație să studiați, să vă studiați pe voi. Să vă studiați pe voi, eventual. Pentru unii, posibil un semn de foc să-și dorească să comunice ceva cu voi, să creeze ceva cu voi. Iar există și varianta asta. Și poate voi sunteți prea prinși de acea poveste din trecut, de-aia vi se zice să lăsați în urmă, lăsați ceva să se piardă un pic în ceață, concentrați-vă pe lucruri creative, pentru că bâtele sunt foarte creative și chiar văd lângă asul de bâte și valetul, pentru că mă ghidez un pic și după mesajele pe inițiale, asul de bâte și valetul de monede, puneți în practică ideile. Adică, ce înseamnă practic? Uite, moneda poate să fie un disc, da? Faceți muzică și faceți un disc, da? Un album de muzică, da? Moneda poate să fie o carte scrisă. Sau un obiect pe care l-ați șlefuit. E o chestie reală. Da? Această pasiune devine un obiect real. Și uite așa, manifestați înțelepciune în povestea pe care o trăiți. Pentru că regele de spade este înțelept, vorbește mai puțin și poate nu arată emoții ca semnele de apă sau cei cu planete în semnele de apă. Dar în diferite contexte, regele de spade poate fi foarte îndemânatic. Da, zic, poate să fie un scriitor, un editor, un sculptor. Orice. Eu acum vă văd pe voi că vorbiți mai puțin, că tot e Mercur retrograd și vă concentrați pe a crea ceva special. Așa vă văd acum. Poate că ar trebui să clarific. Rămâne de văzut. Da, există și acest semn de foc care își dorește să comunice cu voi. Sau un semn de pământ mai tânăr, mai tânără pentru unii dintre voi care simte atracție, pasiune pentru voi. Există și varianta asta? Pentru că văd că aveți în continuare pământ, foc și aer. Și totuși în trecut ați ținut foarte mult la un semn de apă sau cineva care v-a atins această lume emoțională pe care toți o avem. Nu contează zodia, aer, apă, foc, da? Și vi se zice să lăsați un pic această poveste, să o lăsați în spate. În viitor aveți doi de monede, doi de bâte și valetul de spade. Nevoia de comunicare după ce iese Mercur din retrogradare. E drăguț cum apare. Dacă acum este Mercur în retrogradare, spada e în jos, vorbim mai puțin că s-ar putea să creăm confuzii sau să nu înțelegem corect, dar creăm, facem altceva în această perioadă. Revenim poate la niște pasiuni, hobby-uri și le explorăm. Studiem ceva. În Mercur retrograd este perioada bună de studiu, da? Ei, și când iese din retrogradare, începeți să comunicați. Între timp, ați avut toată această lună, măcar această lună, timp să echilibrați două aspecte ale voastre, masculin și feminin. Tristețea pe care, sau nostalgia, sau ceva, o stare mai gri, mai de umbră, penumbră, da? Cum e moneda asta. Ați avut timp să o explorați.
dintr-o altă perspectivă artistică, zic eu. Și uite, așa v-ați regăsit și, sau ați intrat în echilibru și ați manifestat și masculinul și femininul. Femininul prin receptivitate către emoții, pasiune, ce mai este, alte idei. Și masculinul l-ați manifestat prin acele acțiuni artistice. Bine, știu că sună ciudate etalarea, dar nu contează. Vorbesc pentru cineva, clar. Ei, și la sfârșitul lunii, sunteți oarecum într-un echilibru, vă regăsiți echilibru prin aceste activități artistice și sigur dacă vă zic din propria experiență, vă veți găsi și o altă energie și veți fi apt să faceți niște planuri de viitor, să vă reorientați într-o nouă direcție, să vedeți după aceste două spade în care nu vedeți, interesant, da? Foarte interesant. Dacă în trecut, la un moment dat, n-ați mai văzut și a apărut și 8 de spade, da? N-ați văzut niște chestiuni, lăsați-le un pic, nu vă mai gândiți la ele. Creați ceva din această poveste și o să vină echilibru, eu acum îl văd pe doi de monede echilibrat, și o să vină și inspirația. Interesant că aici e un as de bâte și apoi doi. Aveți o inspirație să vă creați o nouă lume, o nouă direcție. Și să comunicați despre lucrurile astea. Cu cine? Cu cei care vor să vă asculte. Poate și cu cei care v-au inspirat. Am simțit nevoia să mai adaug niște cărți și acestea ar fi trebuit să fie într-un viitor îndepărtat. După valetul de spade, apare regina de monede, spânzuratul și îndrăgostiții. Atunci veți putea discuta despre creație, săriți de la valet la regină, dintr-o altă perspectivă. Veți înțelege puterea de manifestare. În momentul în care lăsați în urmă niște lucruri, măcar o perioadă. Veți putea discuta despre faptul că aveți o nouă viziune despre dragoste, îndrăgostiții, despre cel care ar trebui sau cea care ar trebui să vă completeze. Și despre această putere de a manifesta dragostea chiar în pofida problemelor, pentru că spânzurat înseamnă probleme, greutăți, stagnări, amânări, chiar dacă această poveste de dragoste, că văd că e o poveste de dragoste, vă pune în așteptare, vă pune la niște încercări destul de grele, da? La niște sacrificii. Voi, dragii mei, puteți să manifestați, că regina de monede, am zis de nu știu câte ori, manifestă, pune în practică, cum am zis mai devreme. Inspirația e fertilă, fertilă nu doar ca și corp uman, da? Fertilă mental. Și mai realizează valori. Și atunci veți înțelege, zic eu, sper, vom vedea ce mai fi și lunile viitoare și chiar dacă această lună va fi detașată de mesajele viitoare, nu contează. Ceea ce am spus eu simt că este important măcar pentru câteva persoane. Veți înțelege că dragostea se poate manifesta valoros chiar în condiții de sacrificiu, de amânare și de stagnare. Înțelegeți prin ceea ce puteți voi să creați în această poveste. Mai, sper că mă înțelegeți. Uneori citesc altfel și cel puțin acum îmi place ce transmit cărțile. Îmi place. Aș vrea totuși să clarific. Ce e această regina de cupe? Ia uite.
Exact personajul despre care am vorbit mai devreme, cu care vă doriți să comunicați ceva, pentru că există niște confuzii, cel puțin din punctul vostru de vedere, există un mister, există niște secrete, dar pe care trebuie să le lăsați un pic în urmă. Cu două semne de apă, clar că acest personaj, bărbat-femeie, are planete în semne de apă, pești, rac, scorpion. Și aici reapăreți voi, dorința voastră de a avea victorie, de a avea ceva, un început, de a comunica adevărul, de a înțelege lucrurile. Pentru unii poate chiar această regină, nu contează că e regină, poate să fie și bărbat. Acest personaj, poate chiar acest personaj se reține de la a comunica din niște motive care poate nici nu țin de voi. Poate chiar nici nu țin de voi. Și de-aia vi se par lucrurile confuze. Și de-aia vă trimite această etalare către artă, pentru că acolo veți găsi inspirația, vă veți conecta la intuiția voastră și veți înțelege multe lucruri. Vă asigur că dacă faceți, cum am zis mai devreme, la sfârșitul perioadei de creație sau a ceea ce veți crea, veți înțelege lucrurile altfel. Veți primi niște mesaje referitor la această poveste. Ia uite, trebuie să lăsați în urmă, let go și moartea. Trebuie să lăsați în urmă. E o pasiune aici. Poate că ei trebuie să lase în urmă și iar până lasă ei ceva în urmă. Până lasă ei ceva în urmă, ca să nu stați blocați, redirecționați-vă atenția. Înțelegeți, dragii mei? Înțelegeți? Poate că e destul de târziu și vorbesc un pic mai încet, dar mie mi se pare că am exprimat destul de clar ce ar trebui să faceți în această perioadă. Ia, clarificăm și... Asul de bâte. Clarificăm asul de bâte. Justiția. Mai dăm o carte. Mai dăm o carte. Ceasul de bâte și justiția. Dăm o carte. Ok. Turnul. O carte. Dăm o carte. Ce acest turn? Ce acest turn? Dăm o carte. Ce este acest turn? Ce justiție și asul de bâte? Ce acest turn? Justiție și asul de bâte? Apare regele și regina de spade. Justiția. Nouă de spade și pentru cineva, pentru cine o fi, vedeți și voi, și, rege, și mare preot. Căsătoria, relația de lungă durată. Căsătoria, pentru că aveți regele și regina de spade. O căsătorie în care unii dintre voi nu vă simțiți în regulă. Nu vă simțiți bine. Stați mai mult singuri, eventual, cu gândurile voastre, sau a devenit o relație bolnăvicioasă. E ceva stresant în acea căsătorie, în acea situație.
Și există cineva care vă cam zdruncină. Vă cam zdruncină acea relație. Cu o pasiune. Există o pasiune care vă zdruncină relația de bază pentru unii. Dar e interesant că această pasiune vă aduce și o speranță de altceva, o speranță de altceva. Pentru mine trei de bâte întotdeauna, nu întotdeauna, dar adesea, reprezintă săgetătorul. Și nu neapărat că persoana are, poate are planete în săgetător sau aspecte în săgetător, dar vreau să zic că această pasiune vine cu o sclipire de ceva și vă aduce o speranță. Speranță. Pentru că săgetătorul are, e marcat de Jupiter și Jupiter asta reprezintă abundență, credință, speranță, optimism. Începe să vedeți lumea cu alți ochi în momentul în care apare acest personaj sau situație neașteptată. Cum am zis mai devreme, îi vedeți ca pe o justiție divină. Simțiți că vă echilibrează viața, dar pe alte paliere. Pe de altă parte, vă și struncină o relație de, pe care ați avut-o cu altcineva în trecut. Aștept să-mi confirmați unii dintre voi. Pentru cine o fi vorbit acum, nu știu. Acum, dacă am clarificat asul, hai să vedem și cine este valetul de monede. Ce e cu valetul de monede? Oh. Măi, dar ce cărți apare! Apare iar Male Preu, dar acum îl văd în alt context. Altă pereche divină. Altă pereche divină și am și fiori. Exact, regele și regina de cupe, o pereche divină emoțională cu care vă echilibrați emoțional, sentimental, care vă inspiră, că regina de monede inspiră și marele preot inspiră și regele de cupe inspiră. Acest valet de monede este ceea ce a trebuit voi să... Vă doriți să comunicați cu acest personaj clar, că vă doriți să comunicați, dar să-i studiați, să învățați de la ei, unii dintre voi. Și dacă nu e vorba de studiu sau de a învăța, vă doriți să veniți și voi cu ceva frumos, realizat de voi, prin care să le arătați cât de prețioși sunt, cât de special sunt pentru voi. Pentru că acești oameni au niște realizări. Măi, nu știu. Aștept să-mi scrieți. La cine vă gândiți? Cine e acest personaj care vă inspiră? Profund. Aveți și o dragoste profundă pentru ei. E un personaj spiritual. Am văzut mai devreme Marea Preoteasă, da? Acum văd Marele Preot. Personaj care vorbește în public. O persoană delicată, emoțională, profundă, dar care își controlează emoțiile. Că e preot, că e consilier, că e artist. Iar variază. Poate să fie toate trei. Avem și muzică, avem și scriere, avem și autor și avem și vorbiți cu îngerii, da? Și spiritualitate, și artă, și tot ce vreți. Deci vă doriți să comunicați cu acest personaj, eventual,
Dar eu zic, cu acest Mercur retrograd, poate comunicarea nu o să iasă așa cum v-ați dorit, dar valetul de monede afară de comunicare înseamnă și creație. Să reascultați mesajele pe care le-am spus mai devreme. Din niște motive, la capătul setului de cărți apare Eremitul și 10 de spade. O stare de însingurare, de durere, poate și de boală, lecție spirituală, de noapte, de tăcere. Poate că la un moment dat, din niște motive de boală, de izolare, că toți suntem în pandemie, COVID, ce-o fi fost, din niște motive s-a pus tăcerea peste voi sau ceva s-a întâmplat în viața unuia. Pentru că văd aceleași poziții, soarele și temperanța, un om special care strălucește în public și strălucește cu o vibrație înaltă. Nu doar că e soare, ar putea să fie, să zic, pe scenă. Deja această vibrație este spirituală. Și totuși a apărut o problemă aici, o trădare, poate în viața lor, poate în viața lor, sau o durere, sau o boală, și a intervenit această tăcere. Din acest motiv vă doriți să comunicați sau nu înțelegeți de ce lucrurile nu avansează așa cum v-ați dorit. De-aia vi se zice, lăsați un pic în urmă. Detașați-vă de probleme, faceți altceva, faceți artă, creați artă din această poveste. Pentru că sunt lucruri mai profunde. Acest personaj simt că vă renaște pe voi. V-a renăscut, vă renaște judecata, temperanța, soarele. Dar există și o distanță între voi. Trebuie să comunicați, ați comunicat. Uneori, când trebuie să așteptați, nu puteți să comunicați și așteptați. Așteptarea asta devine foarte toxică. Clarificăm regele de spade. Clarificăm regele de spade. Am văzut 5 de monede. O relație care scârție. Da, asta este. Ia uitați cum se leagă. Ia uitați cum se leagă. Deci, mesajul zice, lasă în urmă, da? Let go. Lasă să se ducă. Asta face, de fapt, 8 de cupe. Și e și lună plină. Se detașează de tristețe, de emoțiile negative sau de situațiile care vă întristează, că poate să fie o poveste de dragoste frumoasă care vă întristează din niște motive. Da? Și ce face 8 de cupe? Merge către 9 pe care l-am văzut la început. Detașați-vă un pic, iar Marea Preoteasă și 6 de cupe. Măi, cineva marcaș puternic în apă, marcaș. Zic, ca să nu zic musai semn, marcaș puternic în apă. Ori nu comunică, acest personaj nu comunică cu voi și trebuie să vă detașați un pic de această situație. Pentru că nu înțelegeți, voi nu știți exact ce e în viața lor. Țineți în secret totuși această relație. Vedeți că 6 de cupe înseamnă și comunicare telepatică. Chiar dacă nu comunicați în practic, există acest potențial între voi. După cum văd eu cărțile, cineva totuși încearcă să nu comunice, să fugă de o întâlnire între două suflete sau să fugă de o anumită bucurie. Și am senzația că din cauza că mai este cineva în preajma lor.
Dacă acest personaj care vă este drag nu comunică, este rece, glaciar, acum vine cu altă interpretare pentru că au venit și alte cărți, se întâmplă pentru că mai este cineva în preajma lor. Și voi acum nu faceți nimic dacă stați să vă complicați gândurile, să vă stresați. Mai bine creați ceva frumos din toată povestea asta. Deci detașați-vă. Haideți să zicem că să zicem că trebuie să zic și acest lucru. Acest rege de spade vă reprezintă pe voi, înțelepți, principiali, capabili să vă detașați emoțional măcar o perioadă de această poveste secretă, sensibilă, într-adevăr. Dar, ia uite, iar perechea voastră, regele și marele preot și marea preoteasă. E o legătură spirituală profundă între voi și cineva. Dar uneori și voi trebuie să vă detașați emoțional. Acum, poate să fie etalarea invers. Vedeți și voi unde vă găsiți. Dar mi se pare foarte complicată povestea. Și singura variantă în această perioadă este să creați ceva din toată povestea asta. Știți ce romane frumoase s-au scris din dragoste? Da? Și melodii și poezii? Haideți, vă pui, eu cred că e suficient. Mai vedem și lunile următoare. E frumos ce trăiți unii dintre voi. Folosiți acest potențial ca să-l transformați, că de fapt asta fac și muzicienii, și poeții, și artiștii vizuali. Alchimizați întreaga poveste. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine, ceau, ceau!